Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă emisiune InvestEști pentru viitor, un proiect de educație financiară în care stăm de vorbă cu experți despre viitorul nostru financiar. Alături de mine se află doamna Laura Hexan de la BCR Capital Markets. Bună ziua, Laura! Bună ziua! Bine te-am regăsit! A venit timpul, doamnelor și domnilor, să vorbim și despre instrumentele cu potențial și cu risc. Dar cu potențial de câștig mai mare. Despre fondurile de acțiuni, Laura, care reprezintă, cum se spune, instrumente financiare cu cel mai mare potențial de câștig, dar și cu cel mai mare nivel de volatilitate. Prima întrebare este: cum știu eu, Popescu, Ionescu, Guran, Georgescu, că sunt un astfel de investitor care ar putea investi în fonduri de acțiuni? Înainte să-ți răspund la întrebare, aș vrea să poposesc puțin la exact ce spuneai. Fondurile de acțiuni sunt instrumente cu cel mai mare potențial de randament. Vreau să ne oprim un pic la această idee, pentru că este un fapt extrem de ignorat în piața din România, cu un impact extrem de mare în prosperitatea noastră totală. O să-ți dau un exemplu și o să folosesc piața din state pentru că are o istorie mult mai mare. 100 de dolari investiți în 1930 la rata inflației ajungeau să fie în 2020 1500 de dolari. Dacă acea sumă ai fi investit-o în cele mai mari 500 de acțiuni de pe piața americană, suma respectivă s-ar fi transformat în 600.000 de, de, dolari. Deci 100 de dolari investiți la rata inflației ajungi la 1.500-1.600 de dolari, pe când aceea sumă uh, te duce la 600.000 de, mii de dolari. Este o realitate pe care, care este greu de ignorat. Uh, ca să-ți dau un alt exemplu, sau de ce sunt uh, aceste instrumente ignorate? Uh, ele sunt ignorate pentru că noi uh, avem uh, un, uh, o aversiune la a pierde. Ne doare Crescție. foarte mult atunci când pierdem, ne doare mult mai mult când pierdem decât... Uh, când câștigăm. Adică fericirea pe care noi o simțim când, când câștigăm este mult mai mică decât durerea pe care noi o simțim atunci când pierdem. Și din cauza asta, aceste instrumente tind să fie ignorate și pentru asta noi trebuie să scoatem din ecuație partea noastră emotivă și să lăsăm raționalul să funcționeze atunci când dorim să ne investim banii și dorim ca banii noștri să se multiplice. Ți-aș mai da un exemplu, 100 de dolari investiți în Coca-Cola în 1968 valora în 2018 310.000 de dolari. Cu toate că pe timpul crizei financiare prețul acțiunii de la 28 de dolari a coborât undeva la 20 de dolari, într-un an jumate a revenit la suma inițială. Deci, deși avem volatilitate și volatilitatea este o constantă în viața acestui activ, potențialul de randament este de necontestat. Cum ne dăm seama că aceste instrumente sunt pentru noi? Nu știu eu că sunt acela. Mi-ai descris, practic, un jucător cu sânge rece, care știe să piardă. De unde știu eu că sunt capabil la un moment dat să văd portofoliul meu scăzând în valoare și să strâng din dinți și să stau acolo, să aștept să se facă Coca-Cola mare sau... Trebuie să ții cont de două lucruri critice. Unul este orizontul tău de timp pentru care ești dispus să-ți ții banii investiți. Și apetitul tău la risc. Cu cât orizontul de timp este mai lung, cu atât investiția are timp să dea roade. Când vorbim despre investiții în uh, acțiuni, uh, ne uităm deja la un orizont de minim 5-7 ani. Orizontul uh, de timp lung uh, nu ar trebui să ne surprindă, pentru că nici în viața de zi cu zi. Nu ne gândim să deschidem un restaurant și să-l vindem în trei luni. De ce am vrea să facem asta cu investițiile noastre financiare? Totodată, aceste produse sunt produse considerate simple de către reglementator. Ca atare, ele își au locul în portofoliul fiecărui investitor. Dar cu cât apetitul tău la risc este mai ridicat, cu atât procentul de acțiuni în portofoliul tău este mai ridicat și cu cât apetitul tău la risc este mai scăzut, procentul acțiunilor sau fondurilor de acțiuni în portofoliul tău devine mai mic. Poate pentru o autoevaluare rapidă a apetitului tău la risc, te-ai putea uita la cum evoluează starea ta de bine și care este doza de optimism pe care o ai în viața de zi cu zi. Dacă starea ta de bine fluctuează extrem de rapid, de la extaz la panică și regret, doar urmărându-ți contul de investiții cum fluctuează de la o zi la alta, e clar că apetitul tău la risc este scăzut. Dacă ajungem să citim știrile zilnice, este foarte cert că următoarea criză ne paște la fiecare colț. Dacă însă totuși reușim să citim printre rânduri și avem optimism că lucrurile vor fi bine într-un final și vedem luminița de la capătul tunelului, înseamnă că apetitul nostru la risc este mai ridicat. Interesant. Deci fiecare dintre noi trebuie să treacă printr-o astfel de uh, autoevaluare. După care uh, mă hotărăsc să zicem să placez bani într-un fond de acțiuni. Fondurile de acțiuni urmăresc și ele la rândul lor să facă un coș cu acțiuni care au potențial mai mare de a crește, dar și acțiuni care sunt mai stabile și așa mai departe. Întrebarea e cum îl aleg. Adică mă uit în istoric, văd care a crescut cel mai mult în ultimii 5 ani și până la aleg sau cum procedez. Dacă ai face așa, ai fi în rând cu lumea. În, așa general, lumea. în general așa face da. toată lumea. Nu este strategia cea mai câștigătoare, dar este o strategie și între a fi investitor sau a nu investi, statutul de investitor este mult mai, mult mai de dorit. Istoria ne arată că un portofoliu diversificat care ne investește în acțiuni din diferite zone geografice, în acțiuni din diferite industrii, este o soluție mult mai câștigătoare decât dacă am alerga mereu să investim în cel mai performant fond de anul trecut. Altfel spus, poți să iei un fond care și-a epuizat sau s-a dus pe niște acțiuni care și-au epuizat potențialul de creștere... Sau cum, care e capcana atunci când alegi fondul cu cel mai mare randament? Capcana este că este foarte greu de preconizat cine va fi următorul câștigător. Iar atunci când tu investești, tu te uiți la viitor. Trecutul, deși relevant ca să tragi lecțiile, nu te mai ajută. Randamentele din trecut nu te ajută pentru că tu cu banii tăi investiți în viitor, vei avea randamente viitoare. Și atunci, fiind foarte greu de preconizat ce clasă de active va performa cel mai bine, soluția câștigătoare este portofoliu diversificat. Ai dat exemplul acțiunilor americane, pentru că într-adevăr e cea mai bătrână sau cea mai matură piață din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, acțiunile românești cresc de multe ori mult mai repede decât ale americane, mai ales în perioadele de stabilitate. Cum fac să iau decizia asta că m-aș duce mai mult ar trebui să mă duc mai mult către fonduri care investesc în acțiuni românești sau în fonduri care investesc pe piețele internaționale sau de ce nu ne ducem toți cu banii să investim în America, că până la urmă fondurile ne oferă și această posibilitate. Da, fiecare piață cu avantajele și oportunitățile ei. Cu cât piața de capital este matură, mai matură, cu atât opțiunile de investire sunt mai multe, cu atât este mai lichidă și mai puțin volatilă decât o piață de capital mai puțin matură cum este piața din România. Cu toate astea, exact cum spuneai, piața de capital din România îți oferă randamente potențiale superioare pieței din piețelor mature ce ar însemna sau de ce nu mergem toți să investim în America nu este neapărat o strategie rea sau o idee rea. Asta pentru că a investi în America, investești în una dintre cele mai mari economii ale lumii. Dar, în continuare, recomandarea de a investi atât pe piața locală cât și pe piețele mature, credem că este soluția optimă în a-ți optimiza randamentul și administra mai bine riscul din portofoliu. Hai să facem un pas mai departe, dacă vrei. Să ne spui ce e dincolo de cortină. Adică, de exemplu, cum alegeți voi administratorii de fonduri companiile în ale căror acțiuni investiți și care sunt criteriile până aplicați aceleași criterii de exemplu pentru companiile românești și pentru Coca-Cola sau cele americane sau de pe alte piețe? În, în esență, criteriile de analiză a unei companii sunt aceleași. Sunt aceleași indiferent că ne uităm la o acțiune de pe o piață matură sau o acțiune de pe o piață mai puțin matură. Diferența face că în piețele mai dezvoltate o companie ajunge să fie urmărită de mai, mult, mai mulți analiști, ca atare ai mai multe date despre acea companie, o analiză mai detaliată, pe când în piețele mai puțin dezvoltate s-ar putea să găsim companii care să nu fie deloc acoperite de către niciun analist din piață. Um, te tot refer, vorbeam. Te refer la analizele fundamentale, da, cele în da, care da. ți se spune: Această companie stă bine pe piața ei, are exact. bani, vrea să se dezvolte în direcția aia, la acest exact. tip de informații. Exact, exact. Um, tot vorbeam de profesioniști și că ce ar, de, de ce diferența între investiția făcută de un profesionist și investiția pe care o putem face noi fiecare în, în, în propria casă. Ca să-ți faci o idee de efortul care intră în construcția unui fond, unul dintre fondurile care ne expun global ale lui RTA Asset Management are în componență în jur de 60-80 de acțiuni. Ca să ajungem la numărul respectiv de acțiuni, la acel portofoliu, printr-o analiză preliminară, se pornește de la un univers de peste 2600 de acțiuni, din aceste acțiuni, printr-o analiză mai detaliată, se aleg o mie. Dintre acestea, cam 150-250 cele mai bune idei de investiții ajung să fie și mai mult analizate și mai mult prospectate și din ele se aleg cele 60-80 de acțiuni. Gândește-te ce ar însemna. să facem asta fiecare dintre noi de fiecare dată când decidem să investim. Tesla e printre ele? Tesla apare peste tot pentru că este o companie cu o capitalizare mare. Deci, șansele sunt că atunci când te expui pe o companie mare, să. un portofoliu care investește într-o companie mare să existe. Orice companie la discreția administratorului de fond poate să fie cumpărată sau vândută în funcție de ce potențial are la acel moment. Deci administratorul de fond administrează activ portofoliu de acțiuni. Deci s-ar putea să existe astăzi, dar poate în trei luni de zile să nu mai existe. Te-am întrebat despre Tesla ca să dau doar un exemplu și să te duc sigur într-o zonă în care nu știu dacă Tesla face parte cea a marilor companii tehnologice. Din ce știu eu, ea nu e alături de Google, Facebook și așa mai departe. Dar a avut o creștere senzațională în ultimul an mai ales în ultimul an, în condițiile în care, în continuare, Tesla, pe fundamente, nu reușește să facă profit din vânzarea de mașini. Practic, din certificate verzi face profitul cu care își răsplătește investitorii. Asta, așa, așa ca, ca o discuție despre modul în care voi, administratorii de fonduri, analizați partea asta fundamentală. Dar cum faceți la companiile Big Tech, care și astea s-au dus, adică suntem în epoca lor, în era lor, iar pandemia ne-a dus și mai mult acolo. Suntem acolo. Există fonduri pentru companii tehnologice, de exemplu, dacă vreau să mă duc pe el? Sigur că există și avem astfel de produse în portofoliul nostru. Exact cum spunea, ele sunt în foarte mare vogă. Anul trecut a fost un an extraordinar pentru fondurile care investeau în, în aceste companii, ele vin cu volatilitatea, cu o volatilitate mare, dar cu randamente pe măsură. În investiții este greu să dezlipești randamentul de volatilitate. Dacă ai volatilitate mare, randamentele sunt mari. Poate volatilitatea nu ne este așa de accesibilă într-o analiză făcută de un neprofesionist. Dar dacă ne uităm la randament și vedem că este un randament mare comparativ cu orice altceva în piață, categoric ar trebui să ne gândim că randamentul este direct proporțional cu volatilitatea. Ca atare, încă o dată, un portofoliu diversificat este o soluție mult mai bună în a ne eficientiza randamentul și administra volatilitatea corespunzător. Altfel spus, o combinație între obligațiuni și acțiuni, un mod în care, de fapt, profesioniștii sunt cei care manageuiesc riscul la care îi supun pe cei care investesc bani în fondul respectiv. Sunt două posibilități pe care noi le avem atunci când construim un portofoliu diversificat. Fie începem noi să cumpărăm diferite instrumente și le punem cap la cap, Uh, sau lăsăm un administrator de fond uh, care deja are, administrează un fond deja diversificat, care investește în acțiuni și obligațiuni. Uh, soluția a doua este o soluție mult mai rapidă, eficientă și simplă, pentru că într-un final lași tot efortul tău pe baza profesionistului și undeva uh, tot acest proces de investire devine uh, mult mai scurt. Sau mai comod din punct sau de vedere Comod, dar noi suntem dispuși să, să plătim pentru comoditatea noastră. În viața de zi cu zi, când vine vorba despre investiții, din păcate, nu poți să spui că. Uh, comoditatea este plătită atunci când, uh, când ajungi să investești într-un fond mixt, pentru că fondul mixt este administrat la fel ca și celelalte fonduri de către un administrator de fond și nu are nicio legătură între comoditatea noastră și ce face el în viața de zi cu zi. Mulțumesc, Laura, doamnelor și domnilor. Amintiți-vă că această discuție are rolul de a vă educa, de a vă aduce mai aproape de noțiunile de care aveți nevoie pentru a vă descurca cu banii. Exemplele pe care le-am dat aici nu au avut sub nicio formă... Titlul de uh, sfaturi uh, sau recomandări de investiții. Uh, de fapt, singura recomandare pe care, cu care cred că ar trebui să rămâneți uh, după această serie de emisiuni este că trebuie să învățăm cu toții să avem grijă de economiile noastre, bine că am învățat să le facem, credeți-mă, a fost un drum lung și ăsta. Iar mai departe, pur și simplu, trebuie să învățăm să notăm, să ne descurcăm în această perioadă astfel încât să. Uh, măcar să le salvăm, să le salvăm valoarea, dacă nu chiar să le înmulțim așa cum ar fi logic și inteligent. Vă mulțumesc! De vorbă cu experții despre viitorul tău financiar. Un proiect Europa FM susținut de BCR. Alege să-ți construiești planul potrivit pentru visurile tale. Alege Capital Plan de la BCR. Investești lunar pentru un obiectiv pe termen lung, puțin câte puțin. Investești inteligent în viitorul tău. Află mai multe pe bcr.ro.